Bună dimineața, prieteni, bună dimineața, națiune, bună dimineața, inimi frumoase. De fapt, astăzi este Ziua Mondială a Inimii. Și în contextul acestei zile vom avea o discuție cu domnul Tașnic Mihai, medic cardiolog, intervenționist. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața, bine ați venit! Toată lumea se întreabă și cu siguranță și telespectatorii. Ce ar trebui să facem ca să avem o inimă sănătoasă? Per general, așa, care sunt primii pași, dacă ne-a înțepat acolo un pic și ne-am gândit la ea? Primii pași pentru a avea o inimă sănătoasă sunt, în primul rând, emoțiile pozitive. Lupta cu stresul, ceea ce este cel mai dificil în zilele de astăzi. Următorul pas este abandonarea fumatului și un consum rațional de alcool. Următorul pas este lupta cu hipertensiunea, cu colesterolul mărit, cu sedentarismul și lupta cu alți factori care ar putea afecta sănătatea inimii. Deci tot ce am discutat până acum este vorba de lupta cu factorii de risc. Acei factori de risc, modificarea cărora ar putea să întârzie apariția bolii sau să diminueze efectele ei asupra sănătății. Emoțiile sunt mai greu de controlat. Suntem într-o perioadă în care vin ca balurile peste noi aceste emoții. Se știe că și mersul pe jos este o acțiune foarte bună a inimii. Se știe că atunci când avem unele emoții, cumva trebuie să le trecem prin noi așa, fără ca să bată inima prea tare. Care sunt cele mai des afecțiuni întâlnite ale inimii și ce se întâmplă cu ea? De ce se îmbolnăvește ea, de fapt? Cele mai des întâlnite afecțiuni ale inimii sunt hipertensiunea arterială. De fapt, este o afecțiune sistemică care Așa. Nu implică doar inima, dar toate organele și vasele. Sunt aritmiile cardiace, infarctele de miocard. Aritmiile atunci când bate necontrolat, să zicem. Bate necontrolat, bate mai repede, bate mai încet, bate neregulat sau se oprește pe o anumită perioadă de timp, așa numitele pauze. Are și pauză? Exact. E vorba de anumite boli care prezintă pericol vital. Da. Deci astea sunt... Dar ca profilaxie, ce ar trebui să facem? Spre exemplu, când avem o aritmie necontrolată, să zicem, bătăi din astea care îți sare inima din piept, vorba bine. Exact. Principala metodă de profilaxie este depistarea cauzei. Ulterior putem aplica profilaxia primară, dacă nu e vorba de o boală, ci o stare care, emoțională. Da, o stare emoțională sau care ar prevesti o boală, sau profilaxia secundară, când deja boala este instalată și trebuie să o tratăm tabletat, medicamentos. Dar principala acțiune pe care trebuie să o întreprinde persoana este adresarea la un medic cardiolog specialist pentru a vedea. E o chestie emoțională sau e o chestie funcțională și organică. Deci aici trebuie să facem diferența, dacă e de la emoție, da? Emoțiile negative, în comparație cu cele pozitive, nu ar afecta în aceeași măsură inima sau cele pozitive au un tratament ascuns acolo? Cel mai grav este că noi vorbim cel mai mult sau mai mult despre emoții negative. Nu ținem minte emoțiile pozitive și nu le răspândim atât de vast precum emoțiile negative. Fiindcă astea negative sunt mai multe. Exact. Emoțiile negative sunt mai multe și ele au tendință de aprofundare, ele au un impact mai mare asupra sănătății pe termen lung, fiindcă dacă emoția negativă nu este stopată, nu este cupată, atunci ea durează mai mult zile, induce spasm vascular, stres, hipertensiune arterială, până chiar la un accident cerebral-vascular. Care este, de fapt, cel mai grav. Exact. Deja vorbim despre catastrofe cardiovasculare, cum este infarct miocardic sau accidentul cerebral-vascular. Însă chiar ambele sunt grave în aceeași măsură. Sunt foarte grave, fiindcă duc la pierderea unei porțiuni de inimă sau de creier. Sau de creier, da. Exact. Noi cu toții zilele noastre ne-am obișnuit să avem aceste ceasuri inteligente care cumva măsoară acel puls. Care ar fi bătăile, să zicem, ok, normale, pentru a ști că inima este ok și bate bine. Da. Deci bătăile normale sau care corespund normei sunt acele bătăi pe care nu le simțim. Deci noi putem să ne culcăm pe o parte, pe alta sau pe abdomen, da? Și să simțim, să auzim bătăile cardiace cumva. Însă în normă ele nu trebuie să fie percepute. Inima nu trebuie să deranjeze prin sunet sau prin senzație. Bătăile trebuie să fie, chiar dacă se aud, ele trebuie să fie ritmice, da? Să aibă un anumit ritm.
ele nu trebuie să fie prea dese, mai mult de 90-100 bătăi pe minut, sau prea rare, mai jos de 60. Dacă este un pacient pe tratament care ar putea influența numărul de bătăi, nu mai jos de 55 de bătăi per minut. Să fim foarte atenți cu device-urile respective, cu dispozitivele, cu ceasurile, cu tonometrele automate, care dau informații corecte doar în cazul unui puls ritmic. Dacă pulsul este aritmic, atunci aparatul măsoară numărul de bătăi într-o unitate de timp și mulțește la un anumit coeficient. Deci un puls aritmic incorrect va fi arătat ca număr de bătăi per minut de un dispozitiv electronic. Deci nu trebuie să ne conducem tot timpul după unele... Ele sunt foarte binevenite și chiar recomandate de Societatea Europeană și Americană de Cardiologie, însă sunt anumite excepții. Excepții, am înțeles. Acum, din popor, vorba că mă înțeapă inima, da? M-a înțepat. Ce se întâmplă atunci când ne înțeapă ceva, când simțim ceva că aici, în zona inimii, în zona cordului, ne înțeapă? Care este cauza? Durerea în organism este un semn de alarmă. Un om sănătos nu trebuie să aibă dureri, indiferent, e vorba de copil sau matur. Așa. O durere este o alarmă că în curând va fi o catastrofă. Această înțepare. Nu, vorbim de durere. De durere. Durere sub formă de înțepare cel mai des este cauzată de afecțiuni ale coloanei vertebrale, a nervilor, a mușchilor, a periostului, acea peliță care acoperă oasele. Deseori ea nu caracterizează o afecțiune cardiacă. Însă, orice durere, chiar și înțepare la nivelul de inimă, trebuie să direcționeze pacientul spre un cardiolog. Și aici urmează o serie de investigații. Cardiograma, ultrasonografia cardiacă și testul de efort, în care noi, chiar dacă suntem siguri că nu este inima, trebuie obiectiv să excludem patologia cardiacă. Deci, pe final, dacă am putea să punctăm aceste lucruri, care sunt acele consultații importante care ar trebui să le facem periodic atunci când ne înțeapă prin zona inimii? Este adresarea la medicul imediat, cardiolog, da, electrocardiograma, dacă există careva suspiciuni că ceva este neregulă, ultrasonografia cardiacă și, în caz de indicațiile, dacă sunt indicațiile respective, testul de efort. Testul de efort. Noi vă mulțumim foarte mult pentru prezență, domnul doctor. Avem și pe repede, dacă am putea să descriem ce avem aici. Foarte repede, vă rog frumos. Deci inima este o pompă care constă din 4 camere. 2 atrii și 2 ventricule. Are doar 2 camere, da? 4 camere. 4 camere. Sângele circulă prin 2 circuite, circuitul mic din dreapta, circuitul mare din stânga, de sus în jos, din atrii în ventricule, din ventricule spre plămâni sau spre organism. Spre organism. Da, ne-ați lămurit. Vă mulțumesc foarte mult în această dimineață, Tașnic Mihai, medic cardiolog intervenționist, care a venit la Prima Oră și ne-a povestit foarte multe lucruri interesante despre inimă, chiar de ziua ei. Da, exact. Să bată frumos!